Uniforma școlară n-a fost inventată de comuniști. Asta, sigur, e un uh, truism. Ne amintim din uh, scrisorile lui Ghica către Alexandrii, de elevii de atunci că purtau uniformă cu șapcă și așa mai departe. Deci, nu sistemul comunist, pentru că de aceea au fost dezbrăcate, aruncate la coșul de gunoi al istoriei uniformele de după 90 și că erau atribuite comunismului. Uh, marile școli din Occident. Licee, colegii, universități au uniforme care sunt un motiv de mândrie, o, o, o expresie a identității instituționale. Nu-i puțin lucru să porți uniforma unui, unui mare liceu din, din Anglia sau din Franța. La noi, de ce s-a renunțat la uniforme și de ce nu se revine la uniforme? Să știți că foarte multe instituții școlare promovează ideea uniformei și au această Propria cultură da, ca un motiv de apreciere, de valorizare, de integrare da, în valorile organizaționale. Să știți că și aceste sondaje, dacă părinții și copiii, da, elevii, refuză sau doresc niște elemente distincte, mi se pare că e un, un punct de plecare. Dacă școala e de acord să promoveze o uniformă și majoritatea impune asta, e ok. Dacă nu, să știți că lucrez într-o instituție în care nu avem uniformă sau avem una în care sunt anumite elemente pe care le promovăm în anumite acțiuni și cu un cu un specific. N-ar genera, deranjează genera o conștiință și poate o mândrie a identității, a afilierii instituționale? Compensăm cu alte valori. Să că elev la colegiu Mihai Viteazul. Da, da, compensăm cu altă atitudine, cu, alta cu alte atitudine. valori, cu alte medii pe care da, elevii le, iau, le, le obțin și le promovează mai departe în străinătate sau în mediul universitar. Nu consider că este un punct în care să ne blocăm, să avem sau nu uniformă, ci depinde de atmosfera, de instituție, de trăirile fiecărei organizații. Bun, cu condiția să, ca școala să cultive un cadru instituțional guvernat de valori, de disciplină, de rigoare, de coerență și așa și mai de cență, departe. Da. Și decență, într-adevăr.